Carte de debut a lui Jacques King, ne vedem în cosmos prieteni, ne introduce într-o atmosferă prietenoasă, plină de optimism a lui Alex. Un băiat inteligent, îndrăgostit de tot ce este legat de cosmos, rachete, zboruri spațiale, membru al societății planetare din localitate. La cei 11 ani ai săi, cunoaște multe din domeniul astronomiei. Este încântat de savantul Carl Sagan, îl numește eroul meu, care a contribuit la trimiterea în spațiul cosmic a sondelor Voyager 1 și Voyager 2 și a pus în ele un disc de aur cu tot soiul de sunete de pe planeta noastră. Alex, la rândul său, ia parte la Festivalul Rachetelor din New Mexico și face înregistrări pe ipodul său ființele inteligente de la milioane de ani lumină depărtare, ca să-și facă o părere despre oamenii de pe planeta Pământ. Într-un fel, continuă opera savantului, domnul Sagan. De vreme ce a putut deja auzi pe discul de aur bătăile inimii și undele cerebrale ale unei femei îndrăgostite, pot să înregistrez și eu pe acest ipod de aur sunetele unui bărbat îndrăgostit. La Festivalul Rachetelor, toți sunt grozavi. N-am mai întâlnit niciodată atâția oameni ca să iubească rachetele și spațiul cosmic tot atât de mult cât îl iubesc și eu. Sunt câțiva copii ca mine, dar cei mai mulți sunt adulți și eu sunt singurul copil care n-a venit cu mama sau cu tata. O grămadă de-a lume s-a mirat că am venit aici singur, dar unii dintre ei au zis, ținând cont de postările tale pe forum, nu sunt deloc surprins. Le-am arătat racheta mea, Voyager 3 și ipodul de aur și cardul de membru al societății planetare, iar toți au spus, wow, super! Și am crezut că în preajma atâtor persoane, Carl Sagan o să fie speriat și o să plângă și o să-și vâre coada între picioare. Dar așa, da, așa a făcut la început, dar pe urmă a plăcut pe toată lumea și toată lumea l-a plăcut pe el. Toți au zis că e un nume grozav pentru un câine. După eșecul de la Festivalul Rachetelor, Alec nu s-a debătut. Continuă să facă înregistrări audio pentru cei din spațiul cosmic și se hotărăște ca și la anul să vină la festival cu o nouă rachetă. Dar până atunci îl preocupă problemele de familie. E în căutarea tatălui, care a murit într-un accident când el avea 3 ani. Dar mai există o speranță de căutare și Alex nu vrea să o rateze. E fericit să o găsească pe sora lui vitregă, Terra. Am căutat sunete de pe pământ și sunetele unui bărbat îndrăgostit și pe urmă am aflat că am probabil un tată și apoi l-am căutat pe posibilul meu tată și în schimb am găsit-o pe Terra mea și mă bucur că te-am găsit. Sunt așa de fericit. Cu cât Alex află mai multe despre familia sa, cu atât se întreabă, ce este de fapt o familie? O familie înseamnă mult când știi să-i prețuiești pe cei pe care îi ai alături. Ne vedem în cosmos, prieteni. Este o carte despre marea dorință a unui copil de a avea familie, prieteni și cunoștințe despre întreg universul. Vă recomandăm să citiți această carte, un exemplu de curaj pentru a avea o familie.